Păi n-avem noi școli aici, păi noi suntem un studio în sine. Auzi știre, Capatos a părăsit platourile de la antene. Am și zis, Dumnezeu e român, a ascultat rugăciunile românilor. Am dat mai jos pe știre și am citit, a părăsit platourile ca să se mute în alte platouri. Asta e ca și faza cu Cristiano Ronaldo. Când s-a făcut el că dă gol cu capul și mingea i-a trecut peste freză. Dar el s-a bucurat că a dat gol. Golau, marcau, dădeau, băgau, portugau, nu știu ce-au. Hai că nu vă iau tare, că sunteți în mijlocul mini-vacanței sau ce Dumnezeu. Weekend prelungit, mă. Am ajuns să avem city break, mini-vacanță, weekend și weekend prelungit. Unde a fost de 1 decembrie? Și că a fost unul român, a fost în Maldive. Cea mai scumpă vacanță de 1 decembrie, $80.000, 4 persoane, el cu muierea și 2 copii, în Maldive, pe o insulă uitată de Dumnezeu, first class. Oare fasole cu ciolanul a avut? Langoșul a avut? Lăutarul a avut? Șpriț? Că era un proiect făcut pentru 1 decembrie, trenul regal cu șpriț și lăutari. 500 de euro biletul, te ducea dintr-o gară până în alta și-o da lumea seama, bă, dar asta e trenul regal, trenul ăsta a fost al regelui, alo, și noi bem șpriț în el cu lăutari. Sincer, mi-a părut rău de lăutari, că erau de la Clejani. Dar nu i-au mai lăsat. Și am primit și cafea, mulțumesc frumos, pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea, am primit cafea de la Sebastian din Arad și de la Elena și Radu din Alba. Mulțumesc tare mult, nu beau acum când vine rău, dar gust un pic. Cu meciurile cum stăm? Cum stăm cu meciurile? Ha? Cât a fost Qatar-Ecuador? Știe cineva? Păi nu știe, că astea sunt pretexte. Da, meciurile astea sunt un pretext de ieșit la bere cu prietenii. Mergi să vezi, iubi, de la noi meciul, mergem să vedem cu prietenii meciul. Te întorci la 12, drojdit, ai băut toate berile. Și ea zice, și cât a fost scorul? La ce? Baiul la socră. Că lunea de când îți meciurile nu mai poate să-și vadă emisiunea Magyar Adaș. Eu traduc eu în cască data viitoare. Bă, dar suporterii japonezi ați văzut că joacă naționala lor, că joacă alta națională, ei merg acolo cu sacii de plastic și adună toate gunoaiele. Tot ce-i gunoi adună japonezii, bagă în sac. Propun să facem și noi o competiție în România la Palatul Parlamentului, un turneu de sudoku. Vin japonezi, ăștia maestri la sudoku, stau acolo și la final adună toate gunoaiele, chiar și pe parlamentare. Apropo, cică, cam puțin râsați, Vlad, e de la ziua de 1, ai văzut artificiile, te-a emoționat. Da. Un fermier, fiți atenți, un fermier din Marea Britanie a ajuns să câștige din YouTube filmându-și vacile mai mult decât din producția vacilor. Păi să nu ne filmăm și noi boii din Parlament? Asta e de TikTok. Păi să nu ne filmăm și noi boii din Parlament, că parlamentarul ne dă ouă, aia nu, aia nu, lua mari de ouă. Să filmez vacile. Bianca Drăgușanu și-a dus vetița de numai 6 ani la coafor, unde a vopsit o blondă. Și eu zis, draga mami, silicone spun în clasa 1-a. Bă, dar cum e asta? Ni se duc genile din țară, într-adevăr, nu mai avem știință, dar totuși o premieră a fost luna trecută. În Bihor s-a descoperit un laborator care făcea separarea cocainei. Unde în Bihor? La Gareva Preagin. Ei, mai puneți mâna pe carte, antologie Muguri. În timpul pandemiei, mai mulți copilași, mai mulți elevi au scris mai multe texte. Poezii, poeme, fel de fel, și Biblioteca Județeană din Cluj-Napoca le-a strâns într-o antologie. Felicitări! Bă, copii, e frumos și să scrii și să citești. Nu numai cu degetul pe ecran. Să scrie mult, să scrie frumos. David Sebastian Reianu, Angela Selician, Marga Torge... Eric Crișan are și el o proză. Sorina Stanca a scris Cuvânt înainte. Foarte bine, e foarte bine că mai apar cărți. Mai ales astăzi când sărbătorim ziua. Ce zi, dragul meu Vlad, ce zi sărbătorim? Hai să te filmezi. Ziua Internațională de Abolire a Sclaviei. Cât despre noi cei căsătoriți, urmăriți-ne pe TikTok. Pe TikTok, YouTube, Facebook și alte medii sociale. Vă las așa. Dacă vreți numai să dați o cafea, buymeacoffee.com/nu/ weekend prelungit plăcut și dați-ne la toată.